Вадим Красносельский. Ко визите десервичула Москова. Până de Revelion, pensionarii noștri vor primi suplimentele rusești în dată pentru 6 luni. Și cadouri de anul nou de la șeful statului. Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, despre aceasta povestim chiar acum. Prezidentul Republicii Moldovenești Nistrene se află cu o vizită de serviciu la Moscova. În ajun, Vadim Krasnosevski a avut o întrevedere cu șeful adjunct al administrației prezidentului Federației Ruse, Dmitri Kozak. Pe parcursul discuției, interlocutorii au subliniat importanța reluării urgente a dialogului între Tiraspol și Chișinău. Au vorbit despre importanța procesului de tratative în formatul 5+2. Vadim Krasnosevski a accentuat atenția asupra faptului că la multiplele adresări scrise conducerii Republicii Moldova, cu propuneri insistente de a relua dialogul orientat spre reglementarea situației, răspuns până în prezent așa și n-a fost primit. Până la sosirea anului nou, pensionarii noștri vor primi suplimentele rusești în dată pentru 6 luni. Tranșa umanitară ordinară a sosit deja în Nistrenia. Prezidentul a trasat sarcina de a soluționa toate problemele organizatorice pentru ca până la sărbătorile de iarnă să se achite cu toți pensionarii. Fiecare va primi câte 900 de ruble. Suplimentul este prevăzut pentru toți pensionarii, indiferent de cetățenia pe care o dețin. Asemenea ajutor, Rusia îi acordă Nistreniei din 2008. Între Nistrenia și Moldova, la moment, practic nu sunt niciun fel de contacte. Aceasta poate duce la consecințe negative. Despre aceasta, Vitalie Ignatiev a declarat în ajun în Sovietul Suprem. Acolo a avut loc ședința Comisiei pentru Politica Externă. Moldova din nou încearcă să se implice în alegerea Nistreniei. A făcut totul pentru a încurca scrutinului nostru. A chemat observatorii internaționali să-l ignoreze. A deportat experții ruși și n-a admis trecerea comisiei noastre electorale la Dorotskaya, la nistrenii care doreau să voteze. Între timp, Moldova nu respectă acordurile anterioare. Practic zilele acestea am devenit martorii reacției speakerului Parlamentului Moldovenesc, care a declarat că în general e imposibilă întrevederea prezidenților. E ceva din categoria fantasticului, din punct de vedere al puterii actuale de la Chișinău, ce contrazice viziunii generale asupra procesului de reglementare a relațiilor moldo-nistrene. Și aici Moldova nu se oprește, se vede că e gata un nou plan de activitate. De la 1 ianuarie, la punctul de trecere cu Ciurgan, poate să înceapă activa faza a doua de control. E o lovitură ordinară asupra economiei noastre. Avem legislații absolut diferite, nomenclatură diferită de mărfuri, parametri ai activității economice externe, respectiv și registre diferite ale preparatelor medicale. Noi achiziționăm în special medicamente din Federația Rusă, Belarus, Ucraina și India și nu numai din Europa. Cota medicamentelor europene în Nistrenia nu e atât de înaltă ca în Moldova. Ei sunt nevoiți să o facă, căci lucrează spre integrarea cu România, numind-o eurointegrare. La ei sunt registre identice ca la București, la noi sunt absolut altele și aici e și problema. Moldova deja a reținut la graniță medicamentele pentru Nistrenia. Potrivit lui Vitalie Ignatiev, consecințele unor asemenea măsuri pentru Nistrenia pot fi imprevizibile. În zona de risc sunt trei sfere: importarea mărfurilor, libera deplasare a oamenilor, securitatea. Deputații Sovietului Suprem au întrebat despre măsurile posibile de răspuns. Avem metode de protejare a intereselor Nistreniei și cetățenilor noștri, spune Vitalie Ignatiev. Astăzi, deputații Sovietului Suprem au adoptat în lectura a doua proiectul bugetului pentru 2022. Reamintim, documentul e unul social, adică principalul. Salariile și pensiile vor fi achitate în termene și volum de plin. Ca și anterior, vor activa programurile cu destinație și fondurile. Se va păstra și diferența intertarifară. În 2022, la fel, le vor ajuta tinerilor specialiști să procure spațiu locativ. O atenție sporită a ameliorației vor continua să restabilească irigarea. Lectura a treia finală va avea loc vineri, 24 decembrie, după care documentul va fi orientat pentru semnare prezidentului. Tot vineri, Sovietul Suprem va examina candidatura lui Alexandru Martinov la postura de premier-ministru.
Prima pe râul Nistru, așa a fost numită hidrocentrala electrică din Dubăsari. Ea a fost construită în anii 1950-55 și până în prezent asigură nistrenii cu energie electrică. La construcția centralei hidroelectrice din Dubăsari și-au adus aportul specialiști din întreaga Uniune Sovietică. Odată cu darea ei în exploatare, la Dubăsari a început a fi activ dezvoltată ramura energiei electrice. În oraș erau construite case cu multe nivele, au apărut noi străzi. Stația funcționează mai bine de 60 de ani și continuă să asigure cu energie electrică populația Nistreniei. Я вас хочу поблагодарить за ваш труд. Vreau să adresez cuvinte de mulțumire pentru munca dumneavoastră. Hidrocentrala din Dubăsari este o stație mică, dar face un lucru mare. Datorită ei, în casele noastre este lumină și căldură. Vă doresc activitatea hidrocentralei să fie fără avarii și situații excepționale. Printre cei desemnați cu diplome de onoare a fost și Alexandru Radovski. Muncește la stație doar 4 ani, în calitate de dispecer în ultimele 6 luni. Конечно, волнительно очень. Desigur, când mă așez la locul de muncă, am multe emoții. Aceasta e o mare responsabilitate. Dar mă isprăvesc, fiindcă până a fi dispecer am făcut studii speciale, am susținut examene. Colegii mai mari m-au pregătit bine. În timpul uneia din vizitele la Dubăsari a prezidentului Republicii a fost abordată întrebarea unei reparații capitale a stației. Inclusiv e necesară înlocuirea a 4 hidroagregate. Vadim Krasnoselski a promis că statul va veni în ajutor. În Republică este întoi vaccinarea și revaccinarea populației. La Dubăsari, spre exemplu, locuitorilor le sunt propuse preparatele Sputnik V, Pfizer, Sinovac și Janssen. La ele s-a mai adăugat și Moderna. În Republică, vaccinarea și revaccinarea sunt întoi. Pentru a nu admite aglomerarea de dimineață, la Policlinica din Dubăsari sunt vaccinați cei care primesc prima și a doua doză de vaccin. După amiază, doritorii de a se revaccina. Le este propus Sputnik V, Pfizer, Sinovac și Janssen. Mulți preferă preparatul rusesc. Cunoaștem că cel rusesc este bun. După prima procedură cu vaccinul dat, nu m-a deranjat nimic, n-a fost nicio reacție și pentru revaccinare l-am ales la fel pe el. Mulți dubăsăreni au suferit forma complicată a maladiei. Vin la revaccinare pentru a evita urmările grave. Боимся, чтоб не заболеть. Am venit să mă revaccinez pentru că nu vreau să mă molipsesc de COVID. Am multe boli cronice, doar vaccinul mă va apăra. Acum, la policlinica locală, dubăsărenilor le va fi propus încă un preparat, Moderna. Pentru vaccinarea primară vor fi create grupuri a câte 14 persoane, pentru a deschide o fiolă cu vaccin. Pentru revaccinare a câte 28 de oameni. Așa sunt cerințele producătorului și noi trebuie să le respectăm strict. Vaccinarea și revaccinarea are loc la policlinica urășenească și la punctul medical, ce se află pe teritoriul pieței agricole din Dubăsari. Tatiana și Grigore Chiroșca sunt colaboratori medicali ai sanatoriului Nistru din Kamenka. Sunt conștienți de importanța vaccinării. De aceea, peste jumătate de an după imunizare, s-au decis să se revaccineze. Primul vaccin l-am făcut Sputnik. Tot cu el ne reimunizăm. O facem pentru a ne proteja de îmbolnăvire. Lucrăm cu oamenii, cu pacienții, de aceea ne este necesară reimunizarea. Primul privilcu perinisla хорошо. După primul vaccin m-am simțit bine și recomand să o facă toți pentru a micșora numărul de bolnavi în Nistrenia. Ne-am imunizat și contra COVID-ului și contra gripei. Practica demonstrează că vaccinurile sunt binevenite și oamenii mai puțin se îmbolnăvesc. Zilnic se vaccinează în jurul la 60 de oameni și la revaccinare 40-50 de cetățeni. Cetățenii se adresează preventiv în registratură sau pe telefonul unic 126, mai apoi sunt invitați în ziua cutare la vreme fixată pentru a primi procedura dată. Avem și adresări de la colectivele din raion pentru vaccinare organizată. În prezent s-au adresat colectivul sanatoriului Dniestr, secțiile interne și pompierii. Acum spitalul din Kamenka dispune de vaccinurile Sputnik V, Pfizer și Sinovac. La ele se adaugă componentul 2 al vaccinului Sputnik și 126 de doze de Moderna.
Mai bine de 3.000 de cadouri dulci de la prezidentul Nistreniei copiilor. Le vor primi suvoroviștii, cadeții, discipolii școlii Makarenko, copiii apărătorilor invalizi, micuții bolnavi de cancer, orfanii. Sărbătoria va veni și la copiii care se tratează de COVID. Astăzi darurile au fost aduse suvoroviștilor și cadeților. Mai bine de 200 de cadouri astăzi am primit pentru suvoroviști. Cadourile dulci vor fi înmânate în atmosferă de sărbătoare. Vreau să revin la anul 2020, când în timpul unei carantine stricte, toți suvoroviștii au primit cadourile de la prezident. Au fost expediate acasă fiecărui discipol. E o atenție salutabilă față de generația în creștere din partea lui Vadim Krasnoselski. Băieții așteaptă aceste cadouri și se bucură. Cu toate că discipulii care învață la noi în școala militară poartă uniformă, totuși ei sunt încă copii și așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă. Tinerilor militari care studiază online sau care lipsesc din cauză motivată le vor fi aduse cadourile de Revelion la domiciliu. Printre adresele distribuției sunt mai bine de 3.000 de copii din întreaga țară. Toți vor primi cadourile până la sosirea anului nou. La Dubăsari funcționează târgul de Revelion. Aici, la dorința fiecăruia, sunt propuse diverse jucării și ghirlande. Iar din pepiniera din Grigoriopol sunt realizați brazi. Anul nou este una din cele mai îndrăgite sărbători. Desigur, și tradițiile lui au o istorie veche. Unul din atributele principale este bradul, căci după cum considerau strămoșii noștri, el personifică legătura omului cu natura, iar pentru ca ea să fie și mai puternică, pomul de Crăciun în ajunul sărbătorilor de iarnă este instalat în casă. După 150. Până la 1,5 metri, bradul costă 150 de ruble, mai înalt 200 de ruble. Vindem și crengi de pin. Una mare costă 25 de ruble, cea mică 15. Realizarea decurge bine. Cumpărătorii sunt activi. Для внуков. Am cumpărat brad pentru nepoți în casă să fie multă bucurie. Îl vom împodobi cu toată familia, în comun și vom întâlni anul nou. Conform aceleiași tradiții, bradul de Revelion trebuie să fie neapărat împodobit cu diverse jucării și ghirlande. Doar cu cât va fi el mai frumos, cu atât și dispoziția în noaptea dintre ani va fi mai bună. Ghirlande, различных размеров. Le propunem dubăsărienilor diverse ghirlande, lungimea cărora e de la 6 până la 30 de metri. Sunt foarte frumoase și multicolore. La fel, la gust diferit, jucării pentru împodobirea bradului. Și iarăși, dacă e să vorbim despre tradiții, apoi bradul trebuie păstrat până de bobotează. În caz contrar, spun bătrânii, în casă nu va fi bogăție. A crede sau nu, e la alegerea fiecăruia, dar totuși nimeni nu ne va contrazice că noaptea anului nou este cea mai fermecătoare. Vacanță de iarnă călătorind prin țară. Avem ce vedea la noi în Republică. Agențiile propun să întâlnim Crăciunul la nordul Republicii, cu colinde și bucătărie locale. Atmosfera o vor crea animatorii în costume naționale. E un timp perfect pentru a vizita cetatea Bender. Numai decât comandați excursie cu ghid, vă va povesti în detalii despre această perlă a Nistreniei cultural-istorice. Sunt populare de Crăciun și tururile prin lăcașele divine ortodoxe. Pe primul loc e mănăstirea din Chițcani. Toată informația poate fi găsită pe portalul turistic al Nistreniei. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară Căb și pe rețelele noastre sociale. Iar eu vă doresc cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!